Slăvit să fie Domnul, fraților și surori! Haideți din Cartea Apocalipsei, de la capitolul 2, să zăbovim asupra Cuvântului lui Dumnezeu și să observăm cele trei lucruri pe care le-am mai amintit despre biserica din Smirna, și anume biserica aflată în persecuție. Mai întâi, versetul 8 ne amintește pe slujitor și pe stăpânul lui. Apoi, versetul 9 și versetul 10 ne spun aceste versete despre niște aprecieri, acuzații, nu găsim în dreptul acestei biserici. De altfel, între cele 7 biserici sunt 2 care nu au din partea lui Dumnezeu nimica rău, nimica negativ. Și apoi, de la versetul 10, partea a doua, și până la versetul 11 vom găsi niște recomandări, dacă vreți, și răsplătiri. Haideți să ne uităm la versetul 8. Îngerului bisericii din Smirna, spune aici, scrie-i. După cum am amintit, îngerul acesta era un mesager uman, adică era un om. Fraților și surori, este foarte greu să identificăm cine a fost acest om, acest responsabil al bisericii din Smirna. Unii îl identifică pe acesta cu Policarp, care era supranumit Îngerul Adevărului Creștin și de care mai târziu puțin vom vorbi. Acum nu știm noi, că nu scrie aici numele Policarp, că ar fi trebuit să spună lui Policarp, scrie-i cu tare. Scrie Îngerului Bisericii din Smirna și ne limităm la atât. Era responsabilul bisericii de acolo. Acum, cuvântul acesta, Smirna, ne face să ne gândim la multe lucruri. Cetatea Smirnei era aproape de cetatea Efesului și a primit numele, denumirea aceasta, de la un fapt istoric, și anume, erau niște arabi care aduceau în Asia Mică un fel de parfum sau o rășină care, bineînțeles, era obținută din scoarța unor copaci și era foarte parfumată. Și numele parfumului era Smirn. Și debarcând în portul acesta, ei au zis, îi spunem Smirna. Și de aici i-a rămas locului numele Smirna, adică cetatea parfumului. Acum despre Smirna se spune, și în special istoricii Romei spun că era cea mai credincioasă cetate, credincioasă Romei. Înainte să se înalțe steaua Romei, deja cei din Smirna erau foarte, foarte credincioși, au înălțat altare în cinstea zeiței Roma, apoi mai târziu în cinstea Cezarului, și cei din Smirna erau niște oameni foarte, foarte religioși. Acum, versetul 10 ne precizează ceva. Vedeți, Domnul Hristos le vorbea celor din Smirna pe limba lor. Anume, dacă ei erau credincioși, spuneau că sunt credincioși Romei, Domnul Hristos s-a uitat și le-a spus așa, fii credincios, dar nu Romei, lui Dumnezeu, până la moarte, ca să-ți dau cununa vieții, în versetul 10. Observați că Domnul Iisus le vorbea exact la ceea ce era din punct de vedere istoric în mijlocul lor, era un fapt istoric cunoscut. Pe lângă aceasta, Smirna se spune că avea un deal numit dealul Pagos și pe dealul acesta erau multe, multe, multe temple. Erau temple pentru tot felul de zeități romane. Dealul acesta fiind de formă așa circulară, exista acolo pe vârful lui o șosea, un drum care trecea prin fața fiecărui templu și acesta se numea Cununa Smirnei. Iarăși Domnul le vorbește pe limba lor și le spune, fii credincios până la moarte și îți voi da ce? Cununa vieții.
Adică tu n-ai nevoie de cununa Smirnei, de drumul acela circular, de drumul acela în formă de cerc, de cunună, ca să te duci să te închini la Apollo, la Cibela sau cine mai știe la ce zeu. Tu ai nevoie de credință sau de credincioșie ca să fii credincios lui Dumnezeu și așa vei primi cununa vieții. Mergem mai departe. Tot numele Smirna ne aduce aminte de un fapt tot istoric, și anume că era locul de naștere al poetului, al primului mare poet grec, și anume Homer, poetul orb. Iarăși Domnul le vorbește aici așa un pic pe limba lor și le zice, iată ce zice versetul 8, cel dintâi și cel de pe urmă. Adică nu Homer e cel dintâi poet al vostru, cel dintâi literat al vostru, cel mai mare dintre voi. Cel dintâi, dacă vreți, pentru biserica din Smirna, este Domnul Hristos. Tot aici în Smirna s-a instituit, spuneam, cultul imperial. Cultul acesta imperial, bineînțeles, vă dați seama că regii sau imperatorii romani aveau ei un gând așa în mintea lor, probabil că l-au moștenit de la înaintașii lor din Grecia și de mai înainte din Babilonia, și anume, ei se gândeau așa, dacă îi facem pe oameni să ni se închine nouă, atunci avem și segmentul religios la degetul mic, pe cel financiar îl avem, pe cel militar îl avem, ne mai rămâne segmentul religios. Nu putem să-i facem pe oameni să se închine cum vrem noi, decât proclamându-ne zei. Și în modestia lor, în ghilimele spus lucrul acesta, imperatorii romani au zis, trebuie să mai venerăm un zeu. Dar n-au zis, eu sunt zeul acela. Și au zis așa, haideți să venerăm zeița Roma, că doar cetatea asta e cetatea eternă. Și aici în Roma, cetatea asta va dăinui veșnic. Niciodată Roma nu va dispărea de pe fața pământului. Există niște zei ai casei, pe nații, erau niște zei la care oamenii se închinau. Geniile, de acolo vine numele de geniu, avem, ești un geniu. Geniul era un idol al casei și romanul de rând mergea acasă și se ruga la acel geniu. Probabil că aveau penații, aveau niște pene acolo și făceau și ei un zeușor, se închinau și spuneau păzește-mi casa, dă-mi copii, fă să strălucească soarele, să ploaie peste culturile mele și așa mai departe. Și vă dați seama că pe lângă acești zei și zeușori mulți pe care romanii au moștenit parte de la greci, s-au gândit să fie ei, imperatorii romani, niște zei. Dar au zis, hai să venerăm zeița Roma. Și au început oamenii să se închine zeiței Roma. După ce s-au închinat zeiței Roma, a trecut puțin timp și au zis, împăratul roman este și preot suprem, pe lângă că e împărat, pe lângă că e tribun militar, pe lângă multe, el e și preot suprem. Și după ce s-a autoproclamat preot suprem, de la Cezar August a început toată mișcarea aceasta, după ce s-a autoproclamat preot suprem, a zis, sunt Dumnezeu. Și a acceptat să-i fie adusă închinarea. Ori, ce se întâmpla în Smirna? Smirna fiind credincioasă Romei, imediat acolo pe dealul acela, pe dealul care avea cercul respectiv, au pus niște altare și altarele acestea erau destinate închinării imperiale. Și culmea, știți care era? Anual trebuia să te duci, nu că te duceai astăzi și peste 20 de ani poate că mai mergeai să te închini împăratului Romei. Poate în cei 20 de ani tu te întorceai la Hristos. Și atunci anual se duceau oamenii și se închinau înaintea împăratului. În fața altarului respectiv se făcea o adeverință care suna cam așa, știu că am mai amintit lucrul acesta, către prezidiul de închinare, numiții, Imeneu și Alexandru, punem noi așa două nume, cu neamurile noastre, cu rudenile noastre, suntem născuți în Asia, am venit aici în localitatea Smirna, întotdeauna ne-am închinat împăratului și am adus tămâie pe altarul lui. Și de data aceasta am venit și ne-am închinat în prezența martorilor noștri și am pus bobul de tămâie pe altarul împăratului. Drept dovadă
sunt aici martorii, cu tare și cu tare. Și puneau două nume. Nu știu dacă erau atunci semnături, dacă știau tot să scrie, dar actul acela trebuiau să-l aibă mulți, sau pot să zic toți cei care locuiau în Smirna. Foarte greu le-a fost creștinilor din vremea aceea, fraților și surori, vă dați seama, să te duci tu în fața altarului și să mărturisești că te închini, că te rogi lui Cezar și te rogi împăratului care este un om muritor ca și tine și care urmează să aibă și el necazuri exact ca și tine. Și anume să te rogi să-ți ia el necazurile, dar el nu-și putea lua propriile lui necazuri și să-și le rezolve. Ori era o erezie destul de mare și creștinii de atunci au început să refuze această închinare și așa a pornit persecuția. Acum haideți să vedem, spuneam slujitorul și stăpânul, l-am identificat pe slujitor că ar fi îngerul bisericii, adică responsabilul bisericii, stăpânul, să vedem cine era stăpânul, versetul 8. Iată ce zice, cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Spuneam data trecută că Domnul Hristos a avut trei oficii. Cel de rege, cel de preot și cel de profet, de proroc. Ori aici Domnul Hristos îi se descoperă bisericii aflată în persecuție, întâi ca rege, întâi ca împărat. De ce? Tocmai ca să-i încurajeze că porneau persecuțiile, era foarte greu. Și el îi încuraja și le spunea, vezi că eu sunt rege, eu sunt împărat și dacă împăratul tău a trecut prin persecuție, slujitorul cu atât mai mult va trece prin persecuție, fii credincios și îți voi da cununa vieții, că eu sunt împăratul cel adevărat. Iată ce zice cel din tâi, adică împăratul. Ce înseamnă cel din tâi? Înseamnă inițiatorul tuturor lucrurilor. Ni se spune în Coloseni, așa de minunat cuvântul acesta despre Domnul Hristos. Ni se arată aici chipul Domnului Hristos și apostolul Pavel îl vede într-o frumusețe uluitoare, de-a dreptul uluitoare. După ce îi salută pe cei din Colose în capitolul 1, după ce le spune că se roagă pentru ei, începe să proclame mărirea lui Hristos. Și observați de la versetul 13 din Coloseni 1, în jos, de multe ori vorbește, el, și ce spune despre el? Mai întâi lucrarea lui Hristos interioară, el ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor. E lucrarea interioară a lui Hristos. El, versetul 15, este o privire a apostolului acum sus, cealaltă a fost interioară, sus, în cer. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și atenție, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin el, și acum sunt lucrurile exterioare, au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, scaune de domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate, adică aici tratează apostolul veșnicia, infinitatea lui Hristos și toate se țin prin el. Aici tratează susținerea, calitatea aceasta, atributul de susținător al lui Hristos. El este capul trupului al bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el, slăvit să fie el. Ori observați că aceeași idee o preia Ioan în Apocalipsa și spune, iată ce zice, cine? Cel din tâi. Păi cine e ăsta? Hristos. Și cel de pe urmă, cine e acesta? Hristos. Pentru că în Apocalipsa, în capitolul 19, îl vede venind pe o călare pe un cal alb și cu capul încununat cu multe cununi și venind ca mire pe norii cerului. El este cel din urmă, el este cel din tâi. Spune Proverbe, capitolul 8, că eram înțelepciunea lui Dumnezeu jucând pe rodocolul pământului, găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor și eram meșterul lui Dumnezeu și îl ajutam la creație, eram cel din tâi. Ori observați, fraților și surori, că are această sintagmă legătură cu un text din Ezechiel,
el și doar îl citez, e vorba acolo de cele patru făpturi vii și vorbește despre niște roate care erau pline de ochi. Observați că la o roată, cercul matematic, descrie cel mai bine divinitatea. Sunt autori creștini care vorbesc despre figuri geometrice și extraordinar de frumos tratează infinitatea lui Dumnezeu bazată pe figuri geometrice. Au încercat oamenii s-o pătrundă puțin, dar cercul simbolizează cel mai mult infinitatea lui Dumnezeu, și anume, cel din tâi, și pui un deget pe cercul din Ezechiel, de acolo, ăla plin cu ochi, de jur împrejur. Pui unde e? Aici, cel din tâi. Și cel de pe urmă. Unde e urma? Unde e finalul? Tot aici. Adică ajungi în același punct. Ai pornit din același punct pe cerc, cel din tâi. Te duci? Ajungi în același punct, cel de pe urmă. Și de ce e un punct acolo pe cerc? Pentru că Dumnezeu este unul, fraților și surori. Vedeți, așa de mare înțelepciune a lăsat Dumnezeu chiar și în figurile geometrice care le-a lăsat în jurul nostru. Ori uite ce spune aici, el este împăratul, este domnul, dar spune domnul, stai puțin că mai aveți nevoie de încă o întărire puternică și atunci vreau să vă mai spun ceva. Eu sunt împăratul, sunt cel din tâi și cel de pe urmă, eu am rânduit să vă nașteți în lume, am fost inițiatorul vieții voastre, am rânduit să vă nașteți a doua oară din apă și din duh, rânduiesc clipa morții și băgați de seamă că eu sunt cel ce a murit, adică sunt și preot, că eu am murit ca jertfă și preot, dar să știți că eu am și înviat și să înviu în vecii vecilor. Observați câtă speranță a insuflat Domnul bisericii din Smirna, care era aflată în persecuție. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Bine, Doamne, îți mulțumesc, dar tu mă înțelegi pe mine, că eu trec prin persecuție, că tu ești cel din Geneza și cel de la capătul Apocalipsei, de la ultima trâmbiță. Dar tu mă înțelegi pe mine, că eu sunt undeva pe la mijloc, sunt aici și sunt în persecuție, averile mi se iau, mă înțelegi, Dumnezeu? Și zice Domnul, stai că te înțeleg, eu sunt cel ce a murit, dar și cel ce a înviat. Și dacă tu rămâi credincios, eu voi veni și te voi învia în ziua de apoi. Slăvit să fie Domnul! Deci observați aici, în această dualitate, slujitorul și stăpânul se completează unul pe celălalt. Smirna era un oraș, o cetate aflată în persecuție. Vine Domnul Hristos și spune, eu sunt împărat, eu sunt preot. Și asta îți ajunge. Nu mai trebuie să zic că sunt proroc, zice Domnul, pentru că imediat în versetul 9 spunea, știu. Și deja aici știa, ca proroc știa. Ce știi, Doamne? Și merge mai departe. Aprecierile, acuzații n-a avut Domnul la adresa acestei biserici. De la versetul 9, aprecierile. Câte aprecieri face Domnul aici? Sunt câteva, vreau doar să le punctez. Mai întâi spune Domnul, știu necazul tău. Mai jos spune în versetul 10, veți avea un necaz de 10 zile. Zice, știu necazul tău, tu ai un necaz acum, necazul acesta probabil e mai mic, dar va veni un alt necaz și necazul acesta va dura 10 zile. Sunt oameni care vin și spun, interpreția Scripturilor, că sigur, și bineînțeles ei interpretează din punct de vedere istoricist textul Apocalipsei, spun sigur se referă cele 10 zile la cele 10 valuri de prigoană, undeva din anul 100 până anul 300 și ceva, când a intrat Constantin și a schimbat toate lucrurile. Și dau 10 împărați care au fost foarte, foarte incisivi și au prigonit pe creștini. Nero, Domitian, Traian, Adrian, Severus, Maximin și așa mai departe. Sunt 10 acolo până la Dioclețian și zic oamenii, uite, 10 valuri de prigoană, 10 zile de lovituri și sigur asta înseamnă. Fraților și surori, dați-mi voie să vă spun că nu știu. Dacă e chiar așa sau nu e chiar așa. Ceea ce extragem noi, ideea din versetul 10, care e foarte practică pentru noi, este următoarea. Veți avea un necaz de 10 zile, înseamnă că nimic nu ține veșnic, nici chiar suferința, cum spunea cineva. Nu ține veșnic suferința. Necazul este de 10 zile.
Pentru apostolul Pavel, încercările noastre sunt ușoare de o clipă, dar vine o greutate veșnică de slavă. Așa că sunt oameni care vin și spun, așa cum spunea odată fratele Sucală, alături de alți bătrâni înaintași ai noștri, au avut și au o înțelepciune practică, o înțelepciune populară, dar care, să știți, că a ajutat pe mulți. Spunea fratele Sucală, zice, creștinii seamănă cu cartofii. Hai de mine, când l-am auzit, zic, ce predică e asta? Și până la urmă zic, mă, parcă, ceva, o sclipire. Zice, ia gospodarul cartofii și plantează. Când se vede bietul cartof, zice, în pământ, vai de mine, nimeni nu-i mai singur ca mine, aici e întuneric, aici e rău, e rece, vai ce rău e aici. Singur, nimeni nu trece prin ceea ce trec eu. Și așa și oamenii. Zice, nu mă înțelege nimeni în lumea asta, nimeni. Zice, la un moment dat, zice, fratele, iese așa un colț deasupra pământului și vede că și alții sunt ca el. Vai, zice, n-am știut eu că și alții sunt ca mine. Da, se mai zmerește acolo. Zice, vine toamna și recolta adunată, tot. Când adună gospodarul recolta, un cartof, zice, eu-s mai alb ca tine, tu ești cam roșu. Atunci zice, eu-s mai mare, tu ești cam nicuț. Atunci zice, tu ești lovit cu sapa. Și așa mai departe. Vedeți, înțelepciune populară. Dar, zice, vine gospodarul, îi ia și curăță pe tot să aibă aceeași culoare, îi taie cuburi pe tot să aibă aceeași mărime și face pireu de cartofi. Și zice, frate, acum cred că poate vii și foame în seara asta, dar nu de aia vorbesc lucrurile astea. Zice, fratele Sucală, concluzia lui Dumnezeu, îi place ca pocăiții să fie ca pireu de cartofi, adică mici. Fraților și surori, observați că mie, ca și copil, mi-a intrat în minte o explicație dată de un om bătrân. Mi-a intrat în minte. Vin alții cu teologie, cu tot felul de lucruri. Și oricât îți taie firul în patru, nu înțelegi. Și te duci, băi, ceva. Dacă nu poți să lămurești pe om, zăpăcește-l. Și atunci ai rezolvat situația. Cam așa funcționează la unii. Dar uite că vin ăștia, alții, cu înțelepciunea asta populară și imediat știu să explice Scriptura. Și asta e numai înțelepciunea lui Dumnezeu care e dată prin cuvânt. Ori observați că ideea exegetică de aici din versetul 10 este următoarea. Necazul este măsurat de cumpăna lui Dumnezeu. Foarte clar. Ai un copil care nu ascultă, necazul e măsurat de cumpăna lui Dumnezeu. Ai o boală în trup și nu mai scapi de ea, necazul e măsurat de cumpăna lui Dumnezeu. Înțelept a fost cel care a judecat în felul următor și a zis așa: dacă mă mai chinuie mult cancerul, îl las aici și mă duc la Domnul. Pentru că nu era cancerul pentru el, Domnul era pentru el. Observați ce minte înțeleaptă, luminată de Domnul. Am întâlnit un alt frate care era bolnav de cancer și zice, fraților, de când l-am întâlnit pe Domnul în mijlocul suferinței mele, știți cum a devenit cancerul? Zice, ca linioară în cer, ca în cer. Extraordinar, zic, frumos. N-aș fi dorit să trec eu pe acolo, n-am putut să-l înțeleg, dar el își înțelegea suferința pentru că a înțeles acest principiu biblic. Dumnezeu, înainte de veșnicie, spune Spurgeon, a luat suferința, o doctorie amară, a cântărit-o și el n-a greșit. Nu ca și Nebucadnețar care încălzește cuptorul de 7 ori mai tare. Dumnezeu știe exact la miligrad, dacă vreți, să încălzească cuptorul suferinței noastre și să spună atât pot să rezist până aici să fie mândria valurilor tale apă. Și nu-l uzi pe omul acesta, pentru că dacă îl uzi e problemă. Și vedeți, Dumnezeu îi pune limite lui Satan, păcatului și suferinței și acesta este Dumnezeul nostru, slăvit să fie El. Dar vedeți, suntem aici în cadrul acestor aprecieri. Ai necaz, știu că ai necaz, dar să știi că ai un necaz și mai mare în viitor. 2. Ai sărăcie, zice Domnul. Acum, fraților și surori, iarăși e foarte interesant din textul nostru, pentru că în originalul grecesc există două cuvinte pentru sărăcie. Există un cuvânt dedicat unei sărăcii, în care omul totuși se mai descurcă, așa cât de cât.
mai are el pe acasă un ou prin frigider, mai are poate un pic de făină de mămăligă și își face ceva de mâncare. Dar aici, cuvântul care este folosit de Dumnezeu, aici, este un cuvânt dedicat unei sărăcii luci, unei sărăcii în care pur și simplu nu mai ai nimic. De ce au ajuns ei, și Domnul știa, în situația în care Domnul să le spună, știu sărăcia ta, de ce? Sunt mai multe explicații. Erau unii dintre ei care erau sclavi, erau angajați sau poate, dacă vreți, înlănțuiți ca sclavi. Nu erau angajați, erau prinși acolo și ținuți în captivitate și erau sclavi la stăpâni. Ei trebuiau să îi slujească pe stăpâni. Și ei s-au pocăit, l-au urmat pe Domnul și bineînțeles că n-aveau nimic. Dar au fost alții care s-au întors la Hristos și au fost dați afară din serviciu. Că stăpânul zice, hai cu mine să ne închinăm la templu cu tare, îmi pare rău, nu vin. Și vedeți, lucrurile astea ne pot vorbi și nouă. Pentru că am întâlnit cazuri, și vă dau doar unul, o tânără pe care o știam când eram copil și cânta frumos în biserică, a ajuns să se angajeze și n-a mai venit la biserică niciodată de atunci. Așa frumos cânta, toți o apreciau, era extraordinară. N-a mai venit la biserică niciodată pentru că a fost sedusă de șeful ei. Și se întâmplă cazuri de genul acesta, multe, multe se întâmplă. Ori aici erau oameni care spuneau, nu, eu îl iubesc pe Iisus și pentru el dacă e cazul îmi dau viața. Bun, te dau afară din serviciu. Dăm afară, asta e, am copii, murim de foame, dar măcar murim cu Domnul. Era un al treilea caz și anume cu adeverința de sacrificiu și bineînțeles erau care nu o aveau. Probabil că erau afaceriști prosperi înainte, din momentul în care ei nu mai aveau adeverința respectivă, nu mai puteau să facă afaceri, tranzacții. Și imediat erau scoși de pe piață și ajungeau la sărăcia aceea lucie. Vedeți, erau și cazuri în care li se confiscau averea, ca în Evrei, capitolul 10 cu 34. Și în momentul când veneau cei mari și le luau tot ce aveau pe lângă casă, ajungeau săraci. Și Domnul zice, știu sărăcia în care locuiești. Pe lângă necaz, pe lângă sărăcie, Domnul mai spune ceva. Știu și batjocurile, versetul 9, din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Adică în Smirna exista o comunitate evreiască. Evreii îl cunoșteau pe Dumnezeul Vechiului Testament, dar pe Hristos nu-l mai recunoșteau. Când evreii au identificat pe creștini ce fac și că ei se închină lui Hristos, au zis, ne pare rău, voi nu sunteți copiii lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Își băteau joc de ei, bă, voi știți ebraică, voi știți ce înseamnă psalmul cutare pe care voi îl răstălmăciți, că Domnul a zis Domnului meu, stai acolo și fă cutare. Și... voi înțelegeți ce scrie în psalmul 110, voi înțelegeți psalmul 2, voi înțelegeți psalmul 22, aceștia sunt psalme. Mesianici, îl înțelegeți pe Isaia, voi nu înțelegeți nimic. Și aveau batjocuri după batjocuri din partea evreilor. Și Domnul din cer spune, știu batjocurile astea, biserică din Smirna, știu. Știi ceva? Cei care te batjocoresc au sinagogă, adică au o biserică a lor. Dar sinagoga lor este a satanei, pentru că satana este batjocoritor. Fraților și surori, să tratăm foarte atent și cu mare seriozitate problema batjocurii. Nu de mult, în urmă cu câțiva ani, a apărut cartea Răscumpărarea Memoriei. Și fraților și surori, numai nu ne-o răscumpărat nicio memorie. Ar fi putut să o numească Pătarea Memoriei. Pentru că acolo autorul a inserat tot felul de documente care a compromis oamenii ai lui Dumnezeu din perioada comunistă. Nu știm dacă toate documentele erau corecte și n-au mințit comuniștii în scris. Și oamenii gata, și ăsta-i comunist, și ăsta-i comunist, și ăsta, și ăsta. Și imediat oamenii lui Dumnezeu s-a făcut o campanie de denigrare și oamenii lui Dumnezeu au ajuns puși pe linie moartă. De ce? Pentru că această carte a semănat zâzanie, a semănat neghina între noi. Au fost ziare din lume care au explodat
un pastor penticostal i-a demascat pe toți ceilalți. Uite că și ei au colaborat cu regimul. Fraților și surori, nu cumva să ne trezim să ajungem într-o sinagogă a satanei. Asta ce am zis-o eu este mediatizată, dar sunt sinagogile alea mici din casa noastră în care vine cineva și imediat îți vorbește de rău și bârfește pe altul. Și tu zici, da, chiar așa, las că o iau și o duc mai departe. Și se întâmplă cu noi ceea ce s-a întâmplat cu rabinul care a fost vorbit de rău și s-a dus omul la el așa de mustrat în cuget și a zis, te rog să mă ierți, uite, te-am vorbit de rău, și dă o mână de pene. Avea rabinul probabil găini sau ce avea el pe acolo, îi dă o mână de pene, poate le-o lua din pernă, nu știu, și zice, du-te astea și pune-le la fiecare ușă la care mai vorbi de rău. Și a pus câte o pană, câte o pană. Vine înapoi, acum ce să fac? Du-te, adună-le. Păi da, le-a dus vântul, nu mai pot să le adun. Uite, așa a dus vântul vorbele tale, batjocurile tale. Asta înseamnă sinagoga satanei, fraților și surori. Asta înseamnă ce s-a întâmplat în timpul lui Noe. Tata Noe era bolnav, bolnav de băutură, că nu s-a înnecat în apele potopului, dar s-a înnecat într-un pahar de vin. Și imediat vine Ham, ca și cățelul, Ham, Ham, Ham. Ori lătrat săracul cu nepotul și cu fiul lui acolo și o râs de bietul taica Noe, și o trebuit să vină ceilalți doi să-l acopere pe Noe. Noe se trezește, îl blastămă pe Ham, pe Canaan, și blestemul acesta a ținut până în vremea noastră. De ce? Uite ce periculoasă este batjocura. De aceea, Doamne, ferește-ne de batjocură. Amin? Apoi, fraților și surori, mergem mai departe și haideți să vedem răsplătirile. Răsplătirile. Domnul totuși îi face bisericii din Smirna două recomandări, și anume, în versetul 10, nu te teme nici de cum și fii credincios. Foarte importante aceste recomandări. Dar haideți să vedem, dacă ei nu s-ar fi temut și ar fi fost credincioși, ce ar fi primit de la Domnul? Răsplătiri. Două, le zice Domnul aici. Versetul 10, ultima parte, cu una vieții. Și versetul 11, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Adică, cele două răsplătiri sunt următoarele, cununa vieții și biruință asupra morții a doua. Domnul nu le zice că nu vor muri, că doar în versetul 10 la final zice, fii credincios până la moarte, vei muri, dar asta e moartea întâia, dar să nu mor de moartea a doua. Ori când se uită Domnul la cele două lucruri, se referă la următoarele, dacă vreți, versete. Putem face legătură cu următoarele versete. Cununa vieții înseamnă o cunună neveștejită. 1 Corinteni 9,25. Adică asta ține veșnic. N-are un timp limitat, n-are o garanție. Asta ține veșnic, e neveștejită, cununa vieții. Pe lângă aceasta, este o cunună a neprihănirii. Numai cei sfinți o vor primi. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Apoi, 1 Petru 5:4 ne arată ca o cunună a slavei. Cel care primește cununa aceasta va avea slavă alături de Hristos. Și apoi, Apocalips, capitolul 4:4 ne arată cununa vieții ca fiind o cunună de aur. Așa cum îl vedem pe Domnul Hristos în capitolul 19, încununat cu multe, multe, multe cununi. Când se referă la moartea a doua, aici trebuie să clarificăm cine ajunge în moartea a doua și ce este moartea a doua. Capitolul 21 din Apocalipsa ne spune cine ajunge în moartea a doua, versetul 8. Fricoșii, necredincioșii, scârboșii, ucigașii, curvarii, vrăjitorii, închinătorii la idol, toți mincinoșii. Partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Deci le spune celor din Smirna, știți ceva, nu o să ajungeți voi cu vrăjitorii, cu mincinoșii, cu curvarii, cu ucigașii, voi o să fiți scutiți de moartea a doua. Dar acum ce este moartea a doua? Ne spune capitolul 20, tot din Apocalipsa, versetul 14. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Spune un vers de poezie așa de frumos. Zice, știm că va veni o zi când și moartea va muri. Adică moartea aceasta, întâia moarte, va veni vremea în care să fie aruncată în iazul cu foc, adică în moartea a doua. Exact cu moartea întâia și cu
persecuția s-a întâmplat cu martirul lui Dumnezeu din Smirna, cu Policarp. Acest om al lui Dumnezeu, care avea peste 80 de ani, cred că 86, la un moment dat, fiind căutat de autorități ca să meargă și să jertfească și el pe altarul cezarului, a visat într-o noapte că i-a luat foc perna. Și așa de mare a fost focul acesta, încât el a spus așa: eu o să ajung martirizat și o să ajung pe rug. A fost arestat. În momentul când a fost arestat, i-a servit pe soldați cu mâncare, i-a rugat să lase să se roage timp de o oră și s-a rugat aproape 2 ore, că a pierdut noțiunea timpului și ei au fost așa de fascinați de rugăciunea lui încât nici măcar n-au întins mâna să-l lege. A fost dus în fața proconsulului, care i-a spus așa: ia baba asta de tămâie, aruncă-o pe altarul lui Cezar și spune că ești credincios, ești loial lui Cezar și te las în pace. Ai milă de perii aceștia cărunți pe care i-ai, ești un bătrân venerabil și rămâi în mijlocul prietenilor tăi. El s-a uitat la proconsul și i-a spus așa, zice: l-am slujit pe Dumnezeu timp de 86 de ani și nu mi-a făcut niciun rău. Acum, la finalul vieții, să-i fac un asemenea rău încât să mă leapă de el, nu pot să fac lucrul acesta. Dar te arunc la fiare, treaba ta, zice, eu nu mă las de Hristos. Dar te arunc în foc, treaba ta, zice, focul cel veșnic este mai mare, mai puternic, mai dureros decât focul pe care tu mi-l pregătești. Imediat s-au pregătit și strigau mulțimile la foc cu creștinul Policarp să fie ucis. Imediat au adus mulțimile acolo lemne, le-au pus unul peste altul, pe el au vrut să lege și să-l pironească de un lemn mai puternic și el a zis: stați liniștiți, nu mă pironiți, pentru că Domnul îmi va da putere să rezist. În timp ce flăcările au venit în jurul lui, spuneau credincioșii care au fost prezenți acolo, s-a format așa ca o corabie și nu-l atingeau flăcările și el se ruga și privea spre cer. În momentele alea nu mai știa mulțimea ce să facă, hainele nu i-au luat foc, el n-a luat foc, ce să facem cu el? A venit cineva cu o lance și l-a străpuns, a curs atâta de mult sânge încât s-a stins focul acela. Și Policarp, martirul lui Dumnezeu, a ajuns acolo, lângă Domnul Hristos, la dreapta lui Dumnezeu. Fraților și surori, este o filă din istoria bisericii din Smirna. Îmi amintesc că în perioada inchizițiilor a fost un om cu numele de Petru din Verona și omul acesta a fost luat de oameni care au zis: ăsta e creștin, ăsta îl slujește pe Iisus și nu slujește biserica tradițională, ăsta e un eretic. Și l-au întrebat: crezi tu în Iisus Hristos ca mântuitor personal sau crezi în papa de la Roma ca intermediar între om și Dumnezeu? A zis: cred în Iisus. Aha, bun, l-au înhățat. Așa de mânioși și de nervoși au fost oamenii pe el încât n-au așteptat să-l ducă până la locul de execuție. Pe drum îl întrebau: crezi, cred. Și s-au enervat așa de tare încât au început să-l împungă cu cuțitele. Cred. La un moment dat omul ăsta n-a mai putut să înainteze. A căzut cu fața la pământ și cu ultima sforțare și-a luat sânge din piept și a scris: cred, pe pământ, și a plecat la Domnul. Și sunt pagini însângerate în istoria creștinismului. Dacă o să citiți, fraților și surori, dacă o să citim anunțurile care se dau pe internet, în alte părți, la radio, despre biserici care sunt încă persecutate și astăzi, în Siria numai anul trecut au fost 200 de crime contra creștinilor, în Pakistan 1500 în ultimii 3 ani, în alte părți sute și mii de oameni care își dau viața pentru Hristos. Există în Italia, în Torino, o stradă numită Martirii secolului 20, dar ar trebui să fie în inimile noastre o stradă și poate un altar cu numele Martirii secolului 21 și să strigăm la Dumnezeu să aibă milă de cei persecutați. Domnul să aibă milă, fraților. Aș vrea să rămân la aceste gânduri și haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Am vorbit despre biserica din Smirna, o biserică persecutată, și aș vrea, fraților și surori, mai întâi să ne rugăm pentru biserica din Albini,
și să ne rugăm pentru fiecare membru care are probleme la serviciu, în familie, probleme de persecuții mărunte. Dar pe lângă acestea să aducem și bisericile din întreaga lume persecutate pentru numele lui Hristos și Domnul să ne asculte. Amin. Haideți să ne rugăm.